Al doilea radar de supraveghere aeriană, care va costa 20 de milioane de euro, va ajunge în țara noastră la sfârșitul anului viitor. O spune ministrul apărării, Anatolie Nosatăi, potrivit căruia deja au fost puse la punct mai multe detalii comerciale. La fel ca în cazul primului radar, ajuns în dotarea Armatei Naționale la finele anului trecut, aparatul va fi cumpărat tot din Franța, urmând să fie semnat un acord în acest sens, mai punctează șeful de la apărare. Republica Moldova va cumpăra cel de-al doilea radar militar, care va costa circa 20 de milioane de euro, echivalentul la aproximativ 400 de milioane de lei. Cel puțin asta a spus ministrul apărării Anatolie Nosatăi în studioul ProTV Chișinău. Oficialul a menționat că banii vor fi plătiți de Uniunea Europeană, iar radarul, care va fi totuși diferit de cel pe care îl avem deja, urmează să ajungă în țara noastră până la sfârșitul anului viitor. Este vorba despre un alt sistem de radar, este diferit decât cel care s-a menționat, achiziționat de la partea franceză. Vine ca rezultatul unei cooperări cu Uniunea Europeană și va fi cumpărat pe platforma europeană de susținere a de pace, cunoscută ca European Peace Facility. Toate aranjamentele sunt finalizate și acordul va fi semnat când agentul implementator va transmite documentele necesare în conformitate cu procedurile Uniunii Europene. Banii sunt, acordul va fi public, fiindcă este susținut de Uniunea Europeană și valorează circa 20 de milioane. De euro. De euro, da. Amintim că la sfârșitul anului trecut, Republica Moldova a cumpărat cu bani din bugetul de stat primul său radar modern de tip Groundmaster 200. Anatolie Nosatăi a confirmat pentru prima dată că prețul primului radar achiziționat este de circa 14 milioane de euro. Nu am menționat niciodată despre cifră. În presă, nu este reală? Multe cifre pot să apară în preț, dar vedeți că noi când încheiem niște acorduri de procurare ne conducem după niște reguli privind protecția informației comerciale, fiindcă același radar poate să coste diferite prețuri pentru diferite țări. Adică prețul este secret? Nu este secret, dar să spunem așa, cu spunem niște restricții comerciale. E clar că deci e 14 sau nu, bine, nu? Aproximativ, să spunem așa. Așa. Am încercat să aflăm de la guvern dacă, spre deosebire de primul caz, de data aceasta va fi organizat vreun tender privind achiziția noului aparat de supraveghere aeriană. Purtătorul de cuvânt al instituției, Daniel Vodă, nu ne-a răspuns la întrebare. Iar purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Ala Diaconu, ne-a spus că nu cunoaște detalii despre procedura de achiziție a radarului, dar ne-a asigurat că va reveni ulterior cu un răspuns coordonat. Potrivit autorităților, ar fi nevoie de încă două radare pentru supraveghere a spațiului aerian moldav. În acest sens, șeful de la apărare de la Chișinău susține că se poartă mai multe discuții cu partenerii externi, doar că, în prezent, UE acționează în sensul fortificării Ucrainei, iar prețurile la echipamente au crescut. În octombrie 2022, când trei rachete rusești au survolat spațiul moldovenesc, atacând Ucraina, Anatolie Nosatăi confirma că Moldova nu are cu ce se apăra de aceste proiectile, pentru că sistemele pe care le avem sunt vechi și nu le-ar fi interceptat. Cât despre primul radar modern achiziționat, oficialul spunea că aparatul poate detecta doar obiecte care zboară de la altitudinea de 2000 de metri, iar pentru alte înălțimi ar fi nevoie de investiții de miliarde de euro. Și prim-ministrul Dorin Recean recunoaște că la moment statul Republica Moldova nu este protejat în așa măsură încât cetățenii să poată dormi liniștiți în casele lor. El spunea că țara noastră are nevoie mai întâi să-și consolideze capacitatea de detectarea dronelor și rachetelor, după care urmează să fie întărită apărarea antiaeriană. Declarațiile au fost făcute în contextul în care, la 11 februarie, pe teritoriul țării noastre, în raionul Vulcănești, au fost depistate fragmente de drone de tip Shahed. Premierul a confirmat astfel că sistemul de apărare aeriană, cumpărată din Franța cu circa 14 milioane de euro în decembrie, nu poate detecta toate tipurile de rachete și aparate zburătoare.